Elena, să știi că mie îmi place foarte mult să mănânc popcorn la cinematograf. Și mie. Și o să am un motiv în plus, pentru că tu dublezi un personaj. Ce ne poți spune despre el? Este un proiect la care țin în primul rând, pentru că mă face să mă simt copil. Îmi dă voie să interpretez exact așa cum ar interpreta un copil. Sunt foarte multe replici gălăgioase, amuzante, și atunci trebuie să te transpui în pielea personajului. Și acum vorbesc despre Gherda din Creasa Zăpezii, care este o tipă super puternică, dar în același timp super funny. Mamă, stai! De fiecare dată când merg la înregistrări să înregistrez vocile, este o bucurie, o reală bucurie. Sunt anumite replici la care trebuie să țipi foarte tare. Și cu fiecare serie în parte am avut alte provocări, pentru că Gherda s-a transformat, a devenit din ce în ce mai puternică. La început era mai timiduță, acum este deja luptătoare. Și ea este pionul principal și ea dă viață acestei animații, da. Tu ești o fată obișnuită care știe să scape din orice situație și să depășească orice obstacol. Doar tu îl poți ajuta să scape de acolo. Creasa Zăpezii a fost la baza filmului animat Frozen. Adică Creasa Zăpezii a fost de fapt inspirația, de acolo s-a pornit, da. Interesant. Și mi s-a părut foarte tare, pentru că Frozen a ajuns atât de departe. Un fenomen deja. Exact. Și Creasa Zăpezii este oarecum, face parte din iarnă deja. Îți dai seama, de 4 ani de zile, lansat în fiecare an iarna, deja e ca un fel de ritual. Haideți să mergem la film. Unde mergem? La Creasa Zăpezii. Și anul acesta mergi la cinematograf cu toată trupa, cu Nicolas, cu Amelie, cu nepoții? Abia așteaptă Nicolas. Da? Nicolas e primul care e în primul rând de obicei. Mami, vreau să văd bine, să ascult tot, să aud tot. În fiecare an am făcut așa, să știi. Acum s-a mărit și gașca, nu o să o putem aduce pe Ania, care este cea mai mică, dar pe Amelie parcă aș aduce-o. Nu știu dacă o să aibă răbdare să-l vadă, pentru că totuși are un an și jumătate. Dar mi-ar plăcea să fie toată lumea când o să se lanseze Creasa Zăpezii, adică pe 11 ianuarie vă aștept pe toți, cu mic, cu mare, să descoperiți o nouă lecție de viață, atât pentru cei mici, cât și pentru noi, cei mari.